old cells which monks live. It built for about 200 years ago, and the new cells over there beside the mountain. And this is the ancient library. Library. Hmm? The oldest manuscript here, back to the 10th century. From outside, in guest house, and any visitors here, they can take food or water or medicine. This is free for all visitors. And behind this guest house, we have factories. We produce what we need. We try to be self-sufficient. Aici era marea lor unde făceau făină pentru făina sfințită. Dar în prezent nu se mai folosește. Este ținută ca un muzeu. This is for coffee. Iar aceasta este mașina pentru cafea. And over there, this bottles or this jar of olive oil. There? Yeah. Aici țineau uleiul de măslină. Aici sunt chiliile călugărilor de la Mănăstirea Sfântului Antonie. Sunt 140 de călugări care stau în aceste chilii. Chiliile au două camere, una pentru rugăciune și una pentru a dormi. By the same way, when somebody gives us wheat or any corns, we take it by the same way here and put it underground. Ah, okay. Și aici intrau călugării de la mănăstirea Sfântului Antonie cel Mare, în mănăstire, în acum 100 de ani. Se deschidea această ușă, să zicem, și erau trași înăuntru. De asemenea, există aici o grădină de zarzavaturi. Aici călugării produc totul, împreună cu cei 300 de angajați ai mănăstirii. Au fabrici aproape pentru orice, ca să nu trebuiască să ia din altă parte. Aceasta este o fortăreață din secolul al V-lea, construită de împăratul Justinian. In the fortress, there is a source of water underground. And living room, and there is a storage room for food, and over there, in the above, we have a church dedicated to the Archangel. Aici mâncau călugării în trecut, această masă. Saltirea în limba coptă. Se roagă călugării de aici a 4 dimineața. Fiecare zi citesc din saltire fața acestei biserici minunate. Acestui altar. Stația bisericii din secolul al V-lea. After they removed the dust, we found a cell back to the 4th century. This one. This is the entrance of the cell. Aici o celule din secolul al IV-lea. And one of monks live here and he work making the holy bread because we found oven here.
Unul dintre călugări a locuit aici și lucra acolo, făcea pâinea sfințită. Frescura. Acesta era altarul unde se ruga Sfântul Antonie cel Mare. În prima biserică. Aceasta mă lăsă. Acesta este izvorul mănăstirii. Le dau călugărilor în fiecare zi 100 de cubi de apă, ceea ce este imens, având în vedere că este de deșert și plouă aici odată la 3 ani. Sfânt Antonie, every 3 days he came from his cave and take water from the spring. În fiecare zi, Sfântul Antonie venea din peștera lui și lua apă de la acest izvor. Incredibil. We collect this water and put it in tank over there. Ei o colectează și o pun într-un spațiu. And use it in drinking. It's safe to drink. Și o folosesc să o bea. Este ok pentru a o bea. Dar de asemenea pentru plante. If you want